Eu voiam să fac în continuare acest material care este intitulat Femei emancipate prin viața și învățătura lui Iisus. Am să-l condensez foarte scurt și să spun doar atât, că Iisus a plasat o foarte înaltă valoare pe femeie în contradistincție cu cultura în care a operat. Cultura evreiască și cultura antică atribuia foarte puțin rol și foarte puțină valoare femeii și era o societate dominată de inechitate, în care femeia era văzută ca o proprietate personală pentru majoritatea bărbaților din culturile antice, lucru care nu s-a schimbat prea mult nici astăzi în lumea musulmană. Acum, pentru români, fiind în proximitatea acestei lumi musulmane, a însemnat istoric o influență foarte mare. În cultura românească există influențe foarte mari. Faptul că noi am stat sute de ani sub turci are de zis ceva. După secolul XVI, când turcii au fost prezenți și mai devreme, când domnitorii români s-au războit cu ei ca și domni creștini, nu? Turcii totuși au impus suzeranitatea asupra României și au rezultat foarte multe lucruri grave pentru influența aceasta istorică nefastă asupra familiei și asupra rolului femeii. Dar venind, întorcându-ne înapoi, Iisus a făcut pentru femeie, a practicat această emancipare a femeii, a ajutat-o să emancipeze din condiția sa, să-și depășească condiția aceea de proprietate a bărbatului. De asemenea, pe lângă faptul că a recunoscut valoarea intrinsecă a femeilor, a recunoscut în același timp și rolurile distincte pentru bărbat-femeie. Și numai ca să puteți deschide discuția sau să vă gândiți la ea, de exemplu, Iisus, numai unul din lucruri, Iisus n-a ales pe nicio femeie să fie apostol, ci a ales bărbații în responsabilitate pentru biserica sa. A existat o discuție foarte mare și există și vă rog să vă gândiți la ea. Unii au zis, ok, Iisus n-a ales nicio femeie apostol pentru că din lista celor 12 și nici Matia, care a fost ales după înălțarea lui Iisus, tot un bărbat a fost ales în locul lui Iuda, pentru simplu fapt că în lumea antică era foarte riscant pentru o femeie să călătorească cum a călătorit Pavel, era neproductiv să fi avut femei ca în rolul acesta de apostol. Mai târziu, însă, în istorie au apărut foarte multe lidere creștine, unele din ele și-au asumat și acest rol de apostol, dar rolul de apostol fundațional pentru Biserica lui Hristos a fost în exclusivitate reținut de către Domnul însuși pentru bărbați. Dar discuția poate continua cu această deschidere. Iisus a plasat, deci, o mare valoare pe femei, l-a emancipat, a venit pentru ele și s-a uitat la ele ca o persoană, le-a încurajat să fie aproape de el, să slujească. Unele dintre ele, Marta, Maria, Maria Magdalena, mama Domnului, au fost absolut modele de evlavie și de rol esențial în toată lucrarea lui Iisus. De ce ar trebui să ne uităm atunci când lumea ne spune care e rolul soților noastre sau rolul femeii în biserică? N-ar trebui să fim, să stăm cu o tradiție greșită a bisericii, nu? Ci ar trebui să putem vedea exact cum Iisus a văzut valoare în femeie și femeia n-a fost exceptată de la manifestarea darurilor Duhului Sfânt în Noul Testament, n-a fost, nu i s-a pus, știu eu, o bodniță să nu poată să se roage, să se profețească sau să zică lucruri în biserică.
nu i s-a pus nici măcar bodniță să nu poată învăța pe alții în biserică, cum s-a făcut din textele din Noul Testament. Textele acelea din Noul Testament nu au vrut să zică că femeia trebuie să n-aibă niciun cuvânt în biserică, ci s-au vrut ca femeia să țină ordine, să fie supusă, ea a putut să învețe, inclusiv pasajul din Timotei, capitolul 2, versetul 12, dar sub autoritatea bărbatului. N-a însemnat că ea n-are voie să zică nimica, pentru că are voie să se roage, are voie să profețească, are voie și să învețe, are voie și să predice, are voie să facă tot ce poate să facă bărbatul, dar spre deosebire de bărbat, deasupra ei trebuie să fie un soț în autoritate, trebuie să fie un păstor în autoritate, trebuie să fie un lider de mișcare și așa mai departe. Ok? Iisus a uitat la femeie și a emancipat-o. Am putea zice foarte multe lucruri aici care v-ar încuraja pe voi ca soții creștine să vedeți ce mare valoare. Și valoarea voastră nu trebuie să o dea oamenii miopi, bărbații miopi din jurul vostru care nu văd talanții și talentele pe care a pus Domnul. Domnul a pus în egală măsură în bărbați și femei, ca persoane umane, o zestre minunată de talanți și talente și bărbații și conducerile bisericilor ar trebui să vadă lucrul acesta. Dar este ținut în echilibru cu autoritatea care este, ca și în familie, tipic masculină atunci când este vorba de guvernarea bisericii de ansamblu. Am zis foarte condensat, mai mult să ne deschidă direcția pentru o posibilă discuție.